La nivelul județului Maramureș, în perioada 7-11 martie, este prevăzută campania de promovare a învățământului profesional intitulată Meseria face diferența, în care unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, inclusiv dual, au planificate activități de promovare. Campania face parte din proiectul educațional Meseria face diferența, coordonat de profesor dr. Anca Minodora Costin-Hendia, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Grupul țint al proiectului este format din elevii înscriși în învățământul gimnazial, în special cei din clasa 8-a și părinții acestora. Pentru anul școlar 2022-2023, oferta educațională a unităților de învățământ din județul Maramureș pentru clasa 9 învățământ profesional arată astfel. Clasa 9 învățământ de stat 43 de clase cu 1032 de elevi. Clasa 9 învățământ particular 3 clase cu 72 de elevi. Ofertele educaționale provin de la 24 de unități cu formă de proprietate de stat, învățământ de masă și de la unitate de învățământ particulară. Anul trecut, polițiștii anticorupție ai Serviciului Județean Anticorupție din cadrul DGA au desfășurat 84 de activități de prevenire. La nivelul SJA Maramureș au fost soluționate 42 de petiții și 6 apeluri telefonice. S-au înregistrat 49 de sesizări cu caracter penal, toate înaintate parchetelor în vederea administrării probatoriului. Unitățile de parchet au dispus continuarea urmăririi penale față de 62 de suspecți, din care 61 pentru infracțiuni de corupție. Totodată s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 57 de inculpați. Au fost trimise în judecată 46 de persoane, din care 2 ofițeri MAI cu funcții de conducere, un agent MAI, un primar dintr-o comună, un medic, un consilier județean, 3 administratori ai unor societăți comerciale și 37 de persoane fără calitate specială. În 2021, instanțele de judecată au emis 6 hotărâri de condamnare definitivă vizând 14 persoane, din care 5 funcționari ai MAI, un consilier juridic din Ministerul Transporturilor și 8 persoane fără calitate specială. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat tarifele de referință la polițele RCA pentru perioada următoare. Prima de referință începe de la 780 de lei, nivelul cel mai mic, până la 3551 de lei, potrivit informațiilor publicate în raportul ASF. Pentru persoanele tinere cu vârsta de sub 30 de ani, fiind cei mai neexperimentați la volan, prima brută de risc începe de la 1286 de lei, în condițiile în care capacitatea cilindrică a mașinii este de 1200 centimetri cub sau mai mică. Prețurile ar urma să fie plafonate 6 luni. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere pe site-ul propriu proiectul de hotărâre care vizează limitarea temporară a tarifelor de primă practicate de către asiguratorii RCA.